O persoană a murit în urma unui accident grav pe autostrada ce leagă Timișoara de Lugoj. Un tir încărcat cu lemne a făcut explozie la o roată, a ajuns în parapete pe care l-a rupt și a intrat pe contrasens unde a lovit în plin un autoturism cu numere de corp diplomatic. Persoana care se afla în mașină a decedat pe loc. La data de 29 august 2024, un tir încărcat cu lemne circula pe autostrada A1 de Banadlac, dinspre Timișoara spre Lugoj, iar la un moment Dat, unul dintre pneuri ar fi făcut explozie, fapt pentru care tirul a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 60 de ani, ulterior tirul intrând în coliziune cu alte două autovehicule. În urma impactului, conducătorul auto de 60 de ani a decedat, transmit reprezentanții IPJ Timiș. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.